confirmat în emisiunea lui Bogdan aseară, domnul ministru al finanțelor ne-a făcut o solicitare tuturor prefecților de a face propuneri de reorganizare a structurilor ANAF din teritoriu. Împreună cu directorul finanțelor publice ne-am însușit și transmis către domnul ministru câteva propuneri, printre care zic eu că cea mai elogventă este un, mai pe scurt vă spun, un ANAF la București, un ANAF în teritoriu, o singură instituție publică care să comaseze și garda financiară și direcția de vama și operațiuni vamale, și de, general de acciză și operațiuni vamale, iertați-mă, un director, un singur director plin, ceilalți putând ocupa funcție de director adjunct. Asta este în principal propunerea noastră și, sigur, comasarea unor administrații comunale. Deci, ministru, v-a cerut să faceți propuneri de reorganizare? Să în calitate de reprezentant al guvernului, să trimitem propunerile noastre cu privire la reorganizarea structurilor pe care le-am spus. Da, dumnealui, gândești o restructurare în teritoriu și de asta solicit propunere? Nu mai gândești, este mai mult obligatorie din punctul nostru de vedere și vorbim la nivelul județului, nu mai departe. Nu vă veți ridica partidele politice în cap, că le luați niște posturi pe care de ce? Le puteau da oamenilor lor. Ministrul ce era? Politica mea? E cerea ministrului. Eu până una alta răspund la comanda premierului și a primului ministru. Era normal să facem o propunere pertinentă și să facem o propunere după ce ne-am consultat cu specialiștii. Nu... Voi știți foarte bine atitudine. Consilieri, am specialiști cu care ne consultăm și am și puncte de vedere, din nefericire pentru unii. Și reorganizarea va fi pusă în așteptăm, de mult se dorește reorganizarea acestui Minister de Finanțe. Ați programat pentru decembrie cu